iubire, m-am hotărât. De azi vreau să fiu calmă, nu vreau să mă mai enervez. Bravo, iubire! Hai să vedem și pe asta. Da, mă, iubire, mi-am dat seama că pentru ce atâția nervi? Parcă îmi vine să mă enervez și acum, când mă gândesc cât de repede mă enervam înainte. Îmi dau seama că viața e frumoasă. Chiar nu trebuie să mă enervez așa pentru orice. Chiar și așa? Da, vreau să fiu așa zen mereu, să simt că plutesc. Doamne ajută. Eu chiar am încredere că nu mă mai poate enerva nimic de acum înainte. Iubire, du și tu gunoiul. N-am chef să cobor acum. Dacă te deranjează, du-te și du-l tu. Ce ai zis? Mișcă imediat și și relaxează-te, că fac eu totul de una singură. Și dacă trebuie să fac și curățenie, să fac și mâncare, o să duc și gunoiul, că până la urmă fac puțină mișcare până jos, nu? A, și apropo, nu știu dacă ți-am zis. Vezi că în weekend mergem cu ai mei la salină pentru că lui s-a stricat mașina. Băi, omule, nu merg nicăieri cu ai tăi. Adică nu merg weekendul ăsta pentru că eu am alte planuri, dar tu poți să mergi liniștit pentru că ce dacă stau singură acasă? Eu ok, dacă rămân singură, că m-am obișnuit, dar tu poți să mergi cu ai tăi, da. Uh-huh. Ce, ți se pare că m-am enervat? Nu, iubirea mea, adică uite-te și tu la tine, ești foarte calmă. Ce? Asta zic și eu, sunt foarte calmă. Adică ce, nu am motive să fiu calmă? Ai multe motive, iubire, mai ales că am uitat să zic că de mâine o să stea Mihai la noi 3 zile, că a făcut dezinsecție la el. Iar l-a dus pe ăla care este prietenul tău și care poate să stea cât dorește la noi, chiar dacă la noi acasă nu este hotel, dar știi cum e, este prietenul tău și trebuie să-l tratăm ca atare. Ce crezi? Îi scriu chiar acum ca să-l anunț că poate să vină liniștit. Frate, eu chiar încerc să fiu calmă, dar parcă tot ce se întâmplă în jur nu îmi face ce roz, nu. Ai zis ceva, iubire? Nu! Nu, iubire. A, înseamnă că mi s-a părut mie că am auzit ceva. Ți s-a părut? Alo, da? Bună ziua, doamna Georgiana. Bună ziua, domnule administrator. Vă anunț că aveți penalizare pentru că ați întârziat cu plata la întreținere. Cum e posibil să am penalizare pentru o singură zi de întârziere? Adică mi se pare că este chiar corect. Până la urmă, dacă am întârziat, trebuie să plătesc. Vă găsesc astăzi la ghișeu să vă plătesc și întreținerea și penalizarea? Da, mă găsiți, vă aștept. Să rămână. La revedere. Băi, frate, tot am încercat să fiu calmă, dar pur și simplu nu am motive să am nervi. Nu mai pot, nu mai vreau să fiu zen. Am nervi și punct, am nervi. Știam eu că nu te ține mult faza asta. Băi, frate, dacă aș fi pus pariu, aș fi devenit milionar. Puneai tu pariu, eu știi ce, gata. Nu mai vine niciun Mihai la noi, nu te mai duci nicăieri, nici cu ai tăi. Gata, m-am săturat. Ia uite, frate, de aia nu pot eu să fiu calmă, pentru că toți din jur mă enervează, gata. Nu mai știu începutul. Okay. E bun. Am început bine, stai. Vă anunț că aveți penalizare pentru că ați întârziat cu plata la întreținere. Vă anunț că aveți penalizare pentru că ați întârziat cu plata la factură. Oh, oh, oh. La revedere. Păi, frate, tot încerc să fiu calmă, dar am toate motivele din lume. Nu, ce să am motive? Ce motive ai, mă, tu, mă? Și n-ai băgat nici microfonul. Bună, oameni frumoși, să știți că nimeni nu a fost rănit la filmări și ce credeți, eu chiar nu am nervi. Da, nu mai are nervi, totul este în regulă, gata, s-a rezolvat. Nu uitați de follow, like și share dacă v-a plăcut. Mua!